Spuneam data trecută că acest pasaj central din Epistola a doua către Corinteni este crucial în a deprinde secretele trăirii creștine autentice. Unul dintre aceste secrete, care poate fi și efect în același timp, este generozitatea, abilitatea de a împărtăși cu alții bunurile sau posesiunile tale. De fiecare dată când te gândești la a dărui lui Dumnezeu, gândește-te la cuvântul har. Biserica timpurie considera dărnicia a fi o formă a harului și cred că acesta a fost unul dintre secretele dăinuirii ei și ale trăiniciei mărturiei ei de-a lungul secolelor. Exista acolo o pasiune, o dorință copleșitoare de a împărți cu alții bunurile primite de la Dumnezeu. Apostolul Pavel statuează aici principiile corespunzătoare cu privire la dărnicie, care au rămas cât se poate de actuale, de valabile, de aplicabile și în zilele noastre. El afirmă mai întâi, creștinule, fii un exemplu de generozitate, iar apoi susține munca și viața celui prin care capeți binecuvântări spirituale, iar în al treilea rând, dăruiește cu bucurie. Să nu cumva să se creadă că avem un Dumnezeu sărac care are nevoie, care depinde de darurile noastre, pentru că nu e câtuși de puțin această realitate. Vezi și Psalmul 50, versetele de la 10 la 12. Vreau să știți că Dumnezeu își cere și își dorește în primul rând inima, viața, dedicarea ta. Dacă nu are inima ta, El n-are nevoie de niciun bănuț de la tine, așa că fă bine și ține-ți-i pe toți pentru tine. El oricum nu-i va folosi. El are toți banii din lume. Apoi, ce dorește El este ca ori de câte ori dăruiți, să o faceți cu bucurie, din toată inima. Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu, citim în 2 Corinteni 9, versetul 7. A dărui către Dumnezeu înseamnă a susține lucrarea Lui și ar trebui să constituie cea mai entuziastă și satisfăcătoare formă de închinare autentică. Pentru că dărnicia și mai cu seamă atitudinea cu care dăruiești este, să știți, un test real al vieții noastre de credință. Dacă nu manifesti, dacă nu acționezi în baza harului dărniciei, cere-i lui Dumnezeu să-ți dea un duc de generozitate bucuroasă, dăruiți spre slava lui Dumnezeu. Asta învățăm din 2 Corinteni 9, versetele de la 11 la 14. La urma urmelor, niciunul dintre noi nu va putea vreodată să se compare în dărnicie cu Dumnezeu și nu va putea să dăruiască pe măsura Lui. El a dat ce a avut mai scump. De la El a venit cel mai mare dar posibil și necesar, Fiul Său, plata pentru răscumpărarea noastră din moarte. Deși Iisus era în bogăția slăvită a cerului, El a ales să părăsească statutul privilegiat și poziția sa de glorie, a coborât pe pământ, s-a făcut sărac pentru noi. Suveranul Universului a avut un fiu pe care l-a trimis pe pământ ca să-l facă misionar. A venit nu doar să trăiască, dar și să dăruiască, de fapt să se dăruiască, oferindu-se să moară pentru noi și în locul nostru, deși putea sta, bine mersi, în gloria cerească. Nu este asta cea mai înaltă formă de generozitate? Mai putem spune ceva? Avem nevoie de alt exemplu? De altă motivație? Pentru că exemplul lui întrece orice închipuire. Nu-s cuvinte al cuprinde. Vom afla data viitoare că Dumnezeu, da, ne trimite la luptă, dar ne pune la dispoziție nu doar biruința finală, ci și armele cu care trebuie să ne ducem războiul spiritual.